Salut, mă numesc Tatiana și astăzi vom rezolva exercițiul 12 din testul numărul 1, de eșantion, ciclul gimnazial 2022. Fie funcția f definită pe R cu valori în R f de x este egal mx la 2 plus x minus m pătrat plus 2. Trebuie să determinăm valorile reale ale lui m pentru care f este o parabolă care trece prin punctul a cu coordonatele minus 1, 1. Din propoziția că f este o parabolă rezultă că m Trebuie să fie diferit de 0, deoarece m este coeficientul lui x pătrat, dar dacă vom avea m egal cu 0, graficul funcției nu va mai fi o parabolă, ci va fi o dreaptă. Astfel avem m diferit de 0. Iar din următoarea condiție, că parabola trece prin punctul A cu coordonatele minus 1, 1, avem că f de minus 1 este egal cu 1. Adică trebuie să înlocuim în loc de x minus 1 și să egalăm cu 1. Înlocuim m demulțit cu minus 1 la puterea a doua plus minus 1 minus m pătrat plus 2 este egal cu 1. Rezolvăm această ecuație. Minus 1 la a doua este 1. Deci avem m plus minus 1 minus 1 minus m pătrat plus 2 trecem pe 1 în față o egal în partea stângă cu semnul schimbat adică minus 1 Este egal cu 0 este echivalent avem minus 1 minus 1 minus 2 deci avem m minus 2 minus m pătrat plus 2 egal cu 0. Astfel, minus 2 cu plus 2 se reduc și se obține m minus m patrat este egal cu 0. Scoatem pe m în față și avem 1 minus m este egal cu 0. Cum rezolvăm această ecuație? Deci, trebuie unul dintre ele să fie 0. Sau m egal cu 0, sau 1 minus m egal cu 0 m egal cu 0, 1 minus m egal cu 0. m egal cu 0 și m este egal cu 1. Din condiție avem că m trebuie să fie diferit de 0, deci aici nu este soluție, dar m egal cu 1 este soluție. Deci la răspuns avem m este egal cu 1. Abonează-te la canalul nostru și urmărește următoarele exerciții din testul de eșantion 2022, ciclul gimnazial.